premierului. Este salutat și cu permisiunea dânsului, dacă va fi de acord, am putea să să propunem puțin îmbunătățirea, deoarece pe lângă ordonanța de urgență 34 din 2009, mai avem de a face cu un alt act samavolnic cu efecte dezastruoase, tragice, asupra siguranței noastre și a familiilor noastre, ordonanța de urgență numărul 63 pe 2010. Proiectul acestui act normativ a fost discutat în Comisia de Dialog Social a Ministerului Administrației și Internelor, din care fac parte, iar surpriza noastră a fost maximă, constatând ce s-a discutat și ce s-a convenit cu sindicatele și a apărut în monitor. Reducerea efectivului cu 30, chiar până la 50%. Poliția comunitară la nivel național a fost redusă, a fost decimată, a fost redusă cu 50% în medie. Nici în Craiova n-a făcut excepție. Polițiștii comunitari care asigurau ordinea publică în zona școlilor generale și a liceelor au fost aproape toți concediați. De două luni de zile ne luptăm cu actualul prefect, cu actualul primar, cu actualul director al Poliției Comunitare Craiova să înțeleagă că nu asta este soluția și că acele concedieri nu trebuiau făcute. În momentul de față suntem în instanță la Tribunalul Dolj pentru a suspenda acele acte și pentru a face ca polițiștii comunitari să se întoarcă de urgență la posturile lor pentru a asigura ordinea publică în școli și licee. Mesajul pe care noi dorim să-l transmitem este acela că suntem total nemulțumiți. Cerem înțelegere din partea tuturor forțelor politice, evident, în primul rând, din partea celor guvernamentale, fiindcă ei sunt în măsură să rezolve aceste probleme, și dorim să sensibilizăm, până la urmă, toate forțele care au reprezentare în Parlament. Parlamentul trebuie să fie și să rămână unicul for de dezbatere la nivel național. Nu televiziunile, nu strada, nu violența. Am cerut și reprezentanților Guvernului în teritoriu să înlocuiască forțele de represiune cu dialogul social real și mai departe vom continua acest program de proteste la sediile partidelor de guvernământ până în 22 decembrie. După care vom stabili noi măsuri la nivel național și vi le vom comunica.